Salutare tuturor, sunt GeoStyle și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de Minecraft SMP noua generație. Iar înainte să începem clipul, să trecem la treabă, nu este să apăsați și voi butonul de like să strângem peste 300 de like-uri, bineînțeles dacă vă doriți să mai postăm clipuri din această serie. Și chiar aș vrea să văd suport din partea voastră, pentru că eu încerc foarte diferite serii, diferite, nu știu, cum să le numesc, episoade care să vă placă. Și în primul rând am făcut ceva pentru voi, am revenit la clipurile vechi, puteam să rămân bine mersi la clipurile pe care începusem eu să le fac, însă am zis să-i mulțumesc în mare parte pe abonați și chiar vreau să vă susțin, pentru că acele clipuri aveau multă, multă susținere și acestea nu prea au același suport și din acest motiv aș vrea să dați și voi acolo un like, un share, orice sugestie m-ar ajuta. Și zic să vedem dacă putem dormi, că e noaptea afară și eu cam vreau să dorm. Dormim și noi azi? Dormim și noi azi. Sper să nu fie AFK. Dormi sau nu? Mă rog, dacă e AFK asta, e, n-avem ce să facem, dar vreau să-mi fac un scut. Bă, ci trebuie, nu prea mai știu cum se face scutul ăla. Parcă cu 5 iron și un lemn sau invers? Bă, pe bune, cum se făcea scutul? Că nu mai știu. Nu mai fac, că am nevoie și eu de un scut. Hai să căutăm repede pe Minecraft, Wikipedia. Minecraft tutorial 1.9 scut. Nu știu pe ce am intrat. Am intrat pe primul link pe care l-am găsit. Doamne, asta stă 1 minut și ceva să facă un tutorial. Pana mea arată de cum se face scutul. Deci cu ce se... Hai mă, pana mea, deschide odată inventarul. Ce pana? Guys, we have a problem. Cred că asta, gen cum am văzut eu în clipul ăla, cred că așa se făcea în versiunile inițiale de 1.9. Acum nu cred că mai e așa. Gen, pui lână. Nope, nu mai e așa. Uite pentru ce mă chinu eu acum. Pentru ce mă chinu eu acum. Și el, uite, am oficial Minecraft Wikipedia. Ah, gata, mi-am dat seama. Mi-am dat seama ce făceam eu greșit. Mi-am dat seama ce făceam greșit. Ok, deci... A, punem asta așa și... Gata. Eu nu mai puneam și în colțuri și din acest motiv nu îmi făcea scutul. Nu pun, eu m-am dus la mama naibii și am găsit zona asta. Nu știu de ce m-a atras pe mine foarte mult așa cu ocean lângă, cu, nu știu, mini golful ăsta sau ce-o fi el. Și arată foarte, foarte bine și mă gândeam pe aici să fac casă, vreau mai întâi să trec copacii de pe partea aia și pe acolo o să-i las. Și pe aici o să-mi sta mă sta să mă stabilesc eu, m-am dus ceva mai departe, spun ce-i drept, dar nu e un bai chiar atât de mare. Am jucat și eu ceva off-camera, am făcut și rost de câteva resurse. Bă, și zic eu că resursele astea o să-mi ajungă pentru o perioadă de timp. Acum ce vreau să fac? Mai întâi să fac și eu niște torțălaina. N-am încă, ba da, am încă. Să pun și eu pe aici prin jur. Pana mea, că mi-e cam întuneric și chiar nu vreau să am surprize neplăcute cu alți mobi. Bă, fraților, eu începând de astăzi, nu vedeți voi clipul, voi fi plecat la țară pentru o săptămână. Deci, o să, sper să am internet să pot posta. Ca să știți, de acum în caz de nu o să pun într-o zi clip, posibil să n-am internet. Mă rog, poate o să mai fac și ceva, o să mai finez pe Red și Max, dacă tot merg pe acolo, pe la bunii, să vi mai prezint în stadiul lor, să vedeți cum mai arată. Mă rog, diamantele astea de aici și ironul le-am luat de aici, aici mina, foarte puțin l-am luat din altă mină și după mi-am continuat eu drumul până am ajuns aici. Bă, avem noroc că nu prea sunt mobi pe aici, sau cel puțin am eu noroc să nu dau de mobi. Să uite pe ei. Nu cred că mă duc pe toate părțile, că nu este nevoie. Am nevoie direct în zona asta pe care eu o locuiesc între ghilimele acum și chiar nu știu ce aș putea să-mi fac pe aici. Puteți să sugerați în secțiunea de comentarii cam ce construcție aș putea face eu pe aici. Sincer, aș mai pune puțin nisip să fac platforma asta puțin mai mare și după nu știu ce aș face.
Nu știu dacă să fac casă-casă sau să fac o construcție, gen peșteră, n-am nici cea mai mică idee. Chiar nu am nicio idee. Păi ce aș putea să fac? Ia stați un pic. Știu că am ceva lavă și momentan pot să mă apuc. Să mă apuc acum, da, hai să mă apuc acum de portal și toate, de fapt nu neapărat de portal, de obsidian, de enchanted table, să le avem aici, că chiar nu strică niște resurse în plus. Așa. Ne-am făcut și pickaxe-ul de diamond, ne-am luat și găleata și suntem gata să ne ducem să luăm ceva, nu știu, obsidian, da, obsidian. Am nevo- să iau și pentru portal. Dar aș avea nevoie de 14 bucăți. Hai să luăm momentan doar pentru enchanting table. Nu, nu cred că e momentul în care chiar să avem nevoie de portal. Pentru că suntem noi pe la început. Mă rog, unii dintre noi sunt foarte avansați. Uite, aici rămâne semnul dată de terminatul. Hai să iau și redstone-ul ăsta, dacă toți sunt aici în zonă. Să-l iau pentru aici, pe pana. O să, nu cred că o să folosesc foarte mult restul, nu, pentru că nu prea mă pricep. Dar asta e că lava nu era pe aici. Trebuia să urc. Și era o peșteră, da. Dar acum... nu, acum sunt în mină, sorry boss, nu o să mă mai duc acum până în pat. Uite, aici avem ceva lavă. Pe aici merg și eu puțin, însă... N-am găsit cine știe ce. Ok. Acum. Oh shit. Hai să pun eu apa asta așa și să spară 4 bucăți de obsidian și ne apucăm și noi să ne facem măcar masa de enchant. Și, bă, da, am o grămadă de piele dacă nu mă înșel. Și putem lucra și la bookshelf-uri. Și după din episodul următor, dacă am lăsat sugestii bune de ceea ce putem face în zona aia, poate o să ne apucăm de clădirea propriu-zisă sau de ceea ce propuneți voi în secțiune de comentarii și foarte, foarte fericit de acest lucru. Ok. Hai mă, sparge-te mai repede. N-aș mă, trebuie să aștept ceva până sparge obsidian, dar din acest motiv nici nu am chef acum să stau să fac și portalul și toate cele, pentru că n-are rost să spar atât obsidian pentru ce. Am spart 4 bucăți, am avut nevoie. Luăm apa și gata, ne ducem sus. Încă o dată vreau să le mulțumesc celor de la med.minecraft-romania.ro pentru că ne sponsorizează cu acest server pe care noi putem filma minunata noastră serie de Minecraft SMP, noua generație, noua generație. Și mai am o întrebare pentru voi, ați vrea să postez de 2 clipuri pe zi sau câte 3? Pentru că de obicei al treilea este cel mai puțin vizionat și nu știu dacă să-l mai postez și pe al treilea sau 2 clipuri sunt suficiente și vă mulțumiți cu ele, bine, mersi. Nu știu, doar vă întreb acum, avem și trebuie să mai plantăm ceva sugarcane, uite, o să mă ocup după aceea de acest lucru. Am nevoie și de puțin lemn. Și de piele. Dar stai, n-am nevoie de lemn pentru... Nu știu de ce aveam impresia că am nevoie de lemn pentru carte. Doamne, am nevoie de foi de astea. Un... Așa se făcea. Da, uite, și am făcut și noi enchanting table. Am primit și achievement-ul de enchanter. Și să fac o lopățică. Stai că am nevoie de doar de o bucată de iron pentru lopată. Am făcut și lopata și uite pe aici vreau să pun enchanting table-ul, dar mai întâi să scrod grass-ul ăsta, să nu ne mai deranjeze cu absolut nimic. Așa. Spargem repede, repejor. Mai spargem, uite. Cred că este suficient. Nu voiam să fac nici acolo ca să nu ne încurcem. Ia zicem ce ne-ar pica, nimic bun, bineînțeles, fiind doar de level 1. Însă, având oceanul ăsta, hai să plantăm pe aici, că pana mai stau afecat, mai... Nu știu, mai fac ceva și mai crește sugarcane și după o să ne fie foarte, foarte ușor să facem rost de enchanting table. Bine, am destulă, dar am 50 de bucăți, dar nu o să-mi ajungă, o să mai caut eu ceva animăluțe pe aici. Și hai să vedem zona cam cum mai arată. Sincer, nu am apucat să o explorez foarte mult, însă sunt tare curios să vedem cam... Uite, un creeper nebun. Nu vreau să...
Uite, un zombie nebun. Așa, hai să aruncăm Rotten Flesh pentru că eu chiar nu am ce face cu el. Și hai să ne urcăm sus pe muntele ăsta sau ce-o fi el de alt, chiar nu contează în momentul de față. Să vedem cum arată zona. Hai, ne urcăm, ne urcăm. Am intrat în Nether și am luat... Cred și acum a dat random în Nether, lol. N-am nici cea mai mică idee. De ce? Dar sincer nu prea aș vrea să strig zona pe aici, așa că o să încerc să urc ca să par cât mai natural zona. Sper că nu o să modific eu foarte... Hai că n-am modificat foarte mult. Am auzit o vacă, deci e bine că mai avem vaci prin jur, poate ne facem și ceva fermă. Uite, da, sunt mai multe văcuțe. Ok, avem o pădure aici prin zonă. Pădure destul de mare, deci lipsă de lemn nu cred că o să ducem absolut niciodată. Uite, mai multe vaci, nu cred că pot face o săritură aia. Hai că nu le omorâm, le păstrăm, că avem și mâncare, avem și piele în momentul actual. Uite, și zona asta mi-a plăcut așa mult cum arată și am zis, bă, aici îmi fac loc de casă. Opa, mi-am cam luat-o în muf aici. Hai să mâncăm ca să ne regenerăm, să nu avem probleme după aceea. Ok, hai să coborăm ușor, ușor. Bă, zona e destul de interesantă privită de acolo, pare mult mai faină. Și eu mă gândeam să tai din copaci. Nu știu, parcă ar arăta mai bine aici fără. Da, cred că ar arăta ceva mai bine. Ce fain e așa când cal copaci. Gen, dacă e un copac de la imens, nu mai stai tu să... Cum se spune? Să iei lemnul, să te urci până sus. Va cădea singur și o să fie tot foarte, foarte ok. Hai să încerc să tai mai mult, mai repede copaci pe aici. Nu știu, ca să... Parcă ar arăta mai faină zona fără acești copaci. Uite, tăiem unul, bam, bam, bam. Bă, dar asta a fost destul de mare. Da. A fost destul de mare. Cum nu mai trebuie să mă uit să văd dacă... Chiar nu știu dacă ar arăta mai bine fără sau cu copaci. Gata, l-am supărat pe YouTube. Om, i-am spus să filmez. S-a supărat pe mine, glumesc. Bă, mai știu ce puțin pe aici. Wow, mai știu ce puțin pe aici să văd cât de mare e oceanul ăsta. N-am nici cea mai mică idee. Hai să mergem puțin să vedem cât de mare ar fi oceanul. Ca să știu dacă mai este picior de om pe aici. Deci noi ne ducem în nord. Trebuie să ne întoarcem în sud. Deci la întoarcere trebuie să luăm în sud. Ca să știu. Uite, mai este un punct de civilizație foarte, foarte aproape. Și chiar cu copaci de ăștia avem un roof, asta e un roof forest. Ceea ce e bine, că avem mai multe specii de copaci, dacă le putem spune așa, prin apropiere. Hai să vedem și pe aici cum arată. Poate mă impresionează zona asta. De mie barca. A, uite. Poate mă impresionează zona asta mai mult și mă răstrândesc. Păi chiar pare interesant. Și uite, am și multe animale, găini, porci. E și loc de spawn pentru animale. Bă, parcă îmi place mai mult zona asta. Bă, deci chiar vreau să-mi scrieți în comentarii ce zonă să alegem. Zona asta unde suntem, pe unde suntem acum, uite, avem și deșert. Sau primul loc unde, pe unde vi l-am arătat la început, pe care vi l-am arătat acolo la început. Nu știu, sunt cam indecis în momentul actual. De aici am avea și ceva deșert. Avem mai multe biomuri pe aici, asta e ok, avem și animale multe. Păi la zici că e castel de... Uite, fain, aparent l-am pe... Că de obicei l-aveam pe rotiță, dar am schimbat versiunile. Nu știu, parcă mai mult îmi place pe aici. Sunt mai multe biomuri, poate mai găsim... Poate găsim și o piramidă. Nu știu, hai să vedem, poate avem noroc să găsim și o piramidă. Păi sincer, parcă îmi place mai mult zona asta și vreau să-mi scrieți în comentarii care parte, ce, nu știu, ce zone din astea două vi se pare mai interesantă. Prima, în care eram la începutul clipului, sau aceasta. Asta, nu știu, sincer, îmi pare mai șmecheră. Că e câmpia aia unde mă pot, uite, avem și de ăsta, cum se numea baiam ăsta, nu taiga? Nu, savana, așa.
Savana, avem și savană lângă. Avem o grămadă de biomuri, asta e mai șmecher. Acolo e, nu știu, parcă e locul puțin cam restrâns. Și e pădurea aia de care nu prea mă pot mișca. Eu cred că o să mă mut aici. Cred că o să mă mut aici. Uite, avem o grămadă de animale, o grămadă de... Chiar dacă știu ce... Sau nu? A, sunt mai aproape de spawn aici. Cred. Și cum, doamne, iartă-mă, n-am văzut eu zona asta, dacă am ajuns pe oceanul ăla. No, o să mă mut pe aici, pe undeva, nu știu exact pe unde, dar o să-mi aduc toate cele pe aici. Chiar îmi place cum arată. Chiar îmi place cum arată și cred că merită mai mult zona asta decât cea anterioară. Uite un village. Am găsit un sătuc. No, cred că lângă sătucul ăsta o să-mi fac. Și îmi place acum văd că pe 1.10 gen sătucul respectiv pe care îl găsim gen e așa în... E construit cu lemne sau cu ce, cu materiale specifice biomului respectiv, ceea ce e foarte, foarte tare. E cât mai realistă, cel puțin așa mi se pare mie Minecraft-ul în 1.10. Hai să facem un screenshot la coordonate. Ce avem aici? Cartofi. Hai să-i luăm, că cine știe, poate nu mai găsim sătucul și măcar să avem ceva cartofi, 17 cartofi și o dată cu morcovi. Hai să luăm repede pe jos și morcovii. O să mă mut off-camera aici pentru că îmi place zona, nu o să stau acum în clip să arăt cum mă mut că nu e cine știe ce. Oh my god, avem și bookshelf-uri, avem și, uite, avem și de asta zona cu cufoara, zicem ce găsim, diamante, diamante. Am găsit diamond horse armor, ceva gold și pâine. Mea, se putea și mai bine. Chestplate-ul, de fapt, să iau și chestplate-ul ăsta, că, na, ăsta o să termine, să mai fac altul. Și o să iau și bookshelf-urile dacă tot sunt aici. Oh my god, deja ne putem face ceva deja ne putem face bookshelf-uri pentru masa de enchant. Oricum, v-am spus, o să mă stabilesc pe aici prin zonă. Pare mult mai interesant și parcă sunt mai multe locuri pe care le pot explora eu aici. Hai să cam ceva mâncare, că chiar foarte, foarte fain village-ul ăsta, îmi place așa cum e făcut cu materialele specifice biomului ăsta de savană. Cum ar fi acum, în timp ce mă întorc eu ușor, ușor, să mai dăm și de o piramidă, dacă tot suntem în deșert? Oare cerem prea multe? Da, cred că cerem prea multe, că deja cam intrăm în câmpie. Hai să mai iau și sugar cane-ul ăsta, pentru că nu am chiar așa de mult acasă. Nu știu, îmi place mult mai mult și o să mă decid eu pe unde, pe aici, prin zona asta, pe unde să-mi fac locul de crăsuță. Uite, sunt și porci și găini, acolo erau doar vacile alea. Nu, no, cred, pe aici o să vin 100%. 100%, cred că nimeni nu o să mă mai facă să mă răzgândesc, să nu plec de acolo. Pentru că văd că aici e mult mai ok zona, mult mai multe biomuri, avem ce explora. Acolo v-am spus, mă simțeam cam... strâns cam presat. Hai să văd dacă mai ajung eu până acolo. După ce ajung acasă, cred că o să oprim și clipul. Până atunci, ce mai faceți? Cum o mai duceți? Cum a fost ziua voastră? Acel moment când nu mai știți ce să le spui abonaților. Deci când vedeți un YouTuber că vă spune ce mai faceți, ce o mai ziceți, cum o mai duceți, înseamnă că nu mai are idei ce să vă spună și pentru a lungi, nu știu, discursul din videoclip, mai adaugă și el astfel de cuvinte, replici, ca să mai treacă timpul până și, nu știu, mai vine ceva în cap să vă spună sau pana mea. Sau... Parcă mai dat o... Asta e zona mea. Oh shit, nu-mi spune că m-am rătăcit. Nu-mi spune că m-am rătăcit. Zi-mi, te rog, că aici e zona din care am plecat. Oh shit. Nu... A, da, hai că ne-am găsit zona. O, mă speranțe puțin, credeam că am ajuns prin altă direcție și acum o să trebuie să intru la screenshot-uri, să vă coordonatele și toate șmecherile de genul acesta. Hai să spargem. De ce, hai să lăsăm barca aici, că nu se poate sparge. Iar eu, off-camera, o să-mi iau itemele pe care le am pe aici. Hai să-mi iau ăsta, să nu-l uit, că poate... Uit să plec, uit plec și uit să iau enchanting table-ul acum că am și bookshelf-uri și toate.
O să mă mut eu off camera când o să am timp și chef. Acum o să ies de pe server. Eu am fost CeoStyle. Sper că v-a plăcut acest clip și dacă vreți să postăm cât mai des pe acest canal, diferite episoade distractive, amuzante, toate cele, nu este să apăsați și voi butonul de like, să dați un share, v-am spus, mai ajută foarte mult să lăsați diferite sugestii în secțiunea de comentarii. Eu am fost CeoStyle, vă urez o zi mai bună și ne auzim în clipurile viitoare. La revedere, ciao bă, pa!